Colecționarul Petru Costin din Republica Moldova a adus la Buzău o parte dintre cele 500 de drapele istorice românești și moldovenești pe care le deține în colecție. În această încăpere, drapele care sunt vis-a-vis sunt o parte din drapele regale, care sunt, cum am spus, toate drapele sunt executate din nou, deoarece astea sunt niște obiecte sfinte care sunt originale, sunt păstrate în safiuri speciale, sunt păstrate în muzeuri speciale, cum în România, cum în Moldova, cei care sarășă procedează cu drapele lor. Însă, de cum am spus, încerc să fie vizitabile, am hotărât să le execut așa cum ele au fost. Drapelele expuse la Centrul Cultural Alexandru Marghiloman nu sunt originale, dar au fost reproduse în cele mai mici amănunte de meșteri din Republica Moldova. Ele au fost executate sub supravegherea specialiștilor în istorie și în heraldică, după modelele originale aflate în muzee sau după vechi ilustrații. Sfatul țării, am avut onoarea să fie expus chiar biscena aceea unde a fost citită de către stăpânul acestui castel frumos, aceea declarație de unire în Basarabia. Un drapel frumos care îl vedeți la fereastră, Ioan Cuza, unirea principatelor, fericirea românilor. Un drapel care l-am executat tare greu, deoarece aici e mult și broderie. Una, a doilea, el e prin materialele istorice și prin materiale arhive, nu cam se vede fiecare obiect normal, fiindcă sunt obiectele o parte de zis, era chiar și pierdut pe materiale. La vernisaj a fost prezent un public ales, dar și mulți elevi, cei care ar trebui să cunoască istoria cea adevărată. Vernisajul de astăzi face parte din suita de evenimente pe care primăria le organizează pentru celebrarea celor 100 de ani de la înfăptuirea Marii Uniri. Ce facem noi aici este să vă sădim în suflet că trebuie să vă iubiți și patria. A fi patriot înseamnă să-ți iubești nația, să iubești cuvântul ăsta de român și de România. E adevărat, dragostea începe cu acest sentiment extraordinar din familie. Dar dacă nu ai și dragoste de țară, nu există. Expoziția Drapele istorice ale României și Republicii Moldova este deschisă la Vila Albatros din parcul Alexandru Marghiloman și va putea fi vizitată gratuit până pe 31 martie.